Perioada triodului și semnificația ei pentru viața duhovnicească. Călătoria Apostolului Mare este însoțită pe tot parcursul ei de mesajul pătrunzător al triodului. Carte de cult folosită la strană în această perioadă liturgică. Perioada triodului, prin slujbele săvârșite în biserică, îl reașează pe om în starea de fiu al lui Dumnezeu, ridicându-l din moarte către viață împreună cu Hristos. Noi nu călătorim singuri în perioada triodului spre înviere, ci călătorim împreună cu Domnul Hristos. Astfel, Hristos nu ne descoperă în El doar învierea noastră, ci și drumul spre această înviere. Denumirea de triod este legată de specificul slujbei utreniei zilelor de rând din postul mare, care la canon are doar 3 ode sau cântări, spre deosebire de canoanele utreniei din celelalte perioade ale anului bisericesc, care au 9 ode. De aici denumirea cărții triod sau 3 ode. Cartea triodului cuprinde toate slujbele săvârșite de biserică în perioada postului mare, pe săptămâni și zile, rânduind viața lăuntrică a creștinilor. În sensul acesta, triodul nu trebuie privit doar cu o simplă carte de cult, folosită în cadrul slujbelor din această perioadă a anului bisericesc, ci trebuie văzut ca un îndrumător duhovnicesc, prin intermediul căruia strădaniile omului sunt îndreptate către schimbarea vieții lăuntrice, prin puterea nevoinței și milostivirea lui Dumnezeu coborâtă în viața noastră. De altfel, scopul slujbelor și rânduielilor din vremea apostolului este acela de a-i introduce pe creștini într-un anume mod de viețuire prin participarea la viața bisericii exprimată în slujbele și spiritualitatea ei. Sinaxarul duminicii vameșului și a fariseului descoperă motivația duhovnicească a părinților în alcătuirea triodului. În conținutul său citim că, atunci când Sfinții Părinți au alcătuit această carte de slujbă, au căutat să arate iubirea lui Dumnezeu față de om, purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de omul căzut și posibilitatea acestuia de a redobândi raiul prin jertfa și învierea lui Iisus Hristos, asumate în viața sa prin pocăință. Aceste minunate lucrări ale lui Dumnezeu față de creația sa au fost mărturisite de Sfinții Părinți cu adevăruri, ca adevăruri mântuitoare și transmise și nouă până astăzi. Perioada triodului este alcătuită din 4 duminici premergătoare pentru vremea postului mare. Imnurile utreniei, specifice postului mare, încep a se cânta încă din aceste duminici premergătoare. Acestea au în centru lor îndemnul la pocăință. Ușile pocăinței deschide mie, dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând lăcaș al trupului cu totul spurcat, ci ca un îndurat curățește-l cu mila milostivirii tale. Încărările mântuirii îndreptează-mă, născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am spurcat sufletul și cu lenevire mi-am cheltuit toată viața mea și cu rugăciunile tale prea curată spală-mă de toate necurăția. La mulțimea faptelor mele celor rele, cugetând eu ticălosul, mă cu tremur de înfricoșata zi a judecății, ci îndrăznind spre mila milostivirii tale, ca David stricție, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Aceste trupare ne amintesc de apropierea, de apropiata intrare în postul mare și de posibilitatea întoarcerii în rai, a cărei ușă închisă de Adam este deschisă din nou pentru noi prin pocăință în vremea postului. Duminica Vameșului și a Fariseului ne îndeamnă la smerenie și la respingerea fariseismului. Săptămâna care urmează după această duminică este una a îngăduinței la toate felurile de mâncăruri, inclusiv miercurea și vinerea, rostul acestei dezlegări fiind acela de a întări trupește pe cei care doresc să asume nevoința postului, ajutându-i să-și întărească și puterile trupului pentru aceste nevoințe. Duminica întoarcerii Fiului Risipitor ne cheamă la întoarcerea către Tatăl cel Ceresc, încredințați fiind că ori de câte ori greșim, El ne primește înapoi cu bucurie. Sâmbăta de la sfârșitul acestei săptămâni
ne prilejduiește rugăciunea și cinstirea tuturor celor din viața dormiți într-o dreaptă credință sau a pomenirii moșilor de iarnă. Duminica înfricoșatei judecăți sau a lăsatului sec de carne ne aduce aminte de faptul că după moarte va trebui să dăm seamă pentru faptele vieții noastre, chemându-ne la o examinare a propriei conștiințe și la a ne cere iertare cu pocăință pentru păcatele săvârșite. Din seara acestei duminici începe pregătirea pentru post, prin reținerea de la carne și printr-o integrare a noastră în postul bisericii. Duminica izgonirii lui Adam din rai le reamintește credincioșilor că ei trăiesc într-o condiție umană căzută din cauza păcatului protopărinților Adam și Eva, chemându-ne la întoarcere printr-o transformare lăuntrică spre împărăția cerurilor, pe care trebuie să o redobândim prin străduință și prin harul lui Dumnezeu. În seara acestei duminici are loc vecernia iertării, care marchează începutul postului celui mare, având rolul de a ne îndemna să fim împăcați cu toată lumea, pentru a ne putea apropia de El prin postire și rugăciune. În această seară se lasă sec și pentru postul Paștilor. Prima săptămână a Marelui Post este una a postirii aspre, în primele 4 zile ale acestei săptămâni fiind săvârșită pavecernița mare cu câte un sfert din canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul, imn liturgic care are un accentuat caracter de pocăință, chemându-ne și pe noi la asumarea acestei stări. Urmează șirul primelor 4 duminici din postul cel mare. Duminica Ortodoxiei, ca proclamare a biruinței învățăturii ortodoxe asupra tuturor ereziilor ivite în decursul timpului, atrăgând atenția în același timp asupra faptului că orice străduință duhovnicească a creștinului se poate întemeia doar pe mărturisirea fermă a credinței celei adevărate. Duminica Sfântului Grigorie Palama îi îndeamnă pe creștin să se roage neîncetat, cu luarea minte și cu trezvie în curăția minții și a inimii, în pace cu participarea trupului, urmând tradiția isihastă mărturisită de Sfântul Grigorie, pentru că numai așa vom putea dobândi în Hristos prin Duhul Sfânt harul îndumnezeirii. Duminica Sfintei Cruci ne învață că doar prin cruce ne putem mântui și vindeca de bolile sufletești, omorând patimile și urmându-i lui Hristos. Duminica Sfântului Ioan Scăraru ne arată că prin împlinirea poruncilor dumnezeiești și suirea pe scara virtuților, începem să ne asemănăm cu Hristos. În joia, miercuri seara, a săptămânii a cincea apostolului, se citește întreg canonul mare de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, arătând că scopul postului este dobândirea stării de pocăință. Vineri seara, în aceeași săptămână, se citește imnul acatist al Bunei Vestiri, sublinind faptul că pe calea postului celui mare o avem ca mijlocitoare pentru noi pe Maica Domnului, cea prin care a venit Hristos, care are deschis porțile închise ale Raiului. Postul mare are la capătul său două duminici. Prima este închinată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, sublinind importanța schimbării lăuntrice prin pocăință după chipul acestei sfinte și importanța renunțării la dorințele pătimașe ale trupului pentru a-i face loc lui Dumnezeu în viața noastră. Sâmbăta acestei săptămâni, a șasea apostolului mare, este cunoscută ca fiind sâmbăta învierii lui Lazar de către Domnul, minunea aceasta prefigurând și prevestind învierea Mântuitorului. Ultima duminică a apostolului mare este cea a floriilor, în care tristețea de a-L vedea pe Hristos venind către pătimirea sa se amestecă cu bucuria de a vedea în El pe Cel ce va birui moartea, dăruind lumii viață veșnică prin învierea sa. Ultima săptămână a Apostolului Mare este aceea a sfinților, a sfintelor pătimirii ale Domnului, cuprinzând reactualizarea liturgică a economiei mântuirii neamului omenesc prin pătimirea și jertfa Domnului. În concluzie, perioada triodului ne integrează într-un alt mod de existență. Viețuirea desăvârșită în rai, adică reîntoarcerea la modul de a fi al celor dintâi oameni, înainte de căderea în păcat. Calea triodului este cale către împărăția cerească. Majoritatea textelor din slujbele cuprinse în triod ne îndeamnă către o transformare duhovnicească a vieții noastre prin pocăință. Triodul devine astfel
o perioadă de angajare duhovnicească în lupta cu patimile, de asumarea crucii după modelul lui Iisus Hristos. Textul Evangheliilor și al Triodului ne asigură că numai rămânând în Hristos, ca model al nostru, ajungem la înviere.